tot te-am prins, că te prind cam rar. Hai să vorbim un pic de viața ta amoroasă. Acum un an avea iubită, încă este? Nu. Deci nu mai e. Nu mai e. E singur. Mănânc dulce ca să mă îndulcesc, că viața e amară. Glumesc. Da, sunt singur. Ce să spun mai mult de atât? Aia e. Oamenii vin în viața ta, pleacă din viața ta, important este să rămâi cu ceva, cu învățături, cu lucruri bune, cu amintiri frumoase și asta s-a întâmplat. Când s-a produs despărțirea? Să știu în ce stadiu ne aflăm. Și acum vrei să dau tot din casă. Da, e ok, nu de foarte mult timp, amândoi suntem ok, adică am rămas în relații ok. Cum e normal? Cum e normal să fie, da, nu e pe huiduială, pe la, pe lucruri. Nu, e ok. Bun, deci acum pot să trimit acest interviu pe social media ca să sară fanele în sus. Da, nu mai sunt, adică nu mai vreau să mai caut acum pe cineva, obligatoriu, vai mamă, îmi caut iubirea vieții. Dacă e să fie bine, dacă nu e să fie, să nu fie, știi? Pentru că am făcut de multe ori greșeala asta, știi? Să simt, adică să încerc să-mi umplu golul singurătății cu cineva în loc să încerc să trăiesc bine cu mine. Și cumva la asta lucrez acum. Dar zi-mi așa, totuși tu te bucuri de foarte multe fane, că e nebunie pe TikTok-ul tău. Ai ieșit vreodată la un date cu o tipă care chiar ți-a scris, bună, te apreciez? Tu, fostele mele prietene, de unde crezi că le-am luat? Întrebare de baraj, adică, normal, sunt... Da, ne-am cunoscut pe Facebook, acum 7 ani, când era Facebook-ul, că ne-am cunoscut pe Instagram, mai știu eu pe unde, au fost tot femei care au apreciat ceea ce fac, probabil am fost pe aceeași lungime de undă și aia a fost. Zi-mi așa, despărțirea s-a produs nepotrivire de caracter sau pur și simplu stil de viață? Pentru că artiștii chiar au un stil de viață haotic. Vreau să dau foarte multe detalii din casă, pentru că astea sunt niște lucruri intime și nu cred că privește pe nimeni motivul despărțirii, dar în mare parte cred că lucrurile se întâmplă când e să se întâmple, știi? Și în momentul în care se întâmplă, indiferent de rezultat, că alegi să continui o relație, că alegi să te desparți de omul respectiv, că alegi să începi o relație, înseamnă că asta trebuie să se întâmple în viața ta, pentru a învăța niște chestii. Ori pentru, dacă intri într-o relație, înveți să te bucuri, înveți să fii fericit, poate, înveți să te apreciezi mai mult un om. Când te desparți, poate înveți din lucrurile pe care le-ai făcut greșit, cum mi se întâmplă mie acum și cum probabil se întâmplă oricărui om care se desparte și care iese dintr-o relație, pentru că fiecare dintre părți are de învățat. Și așa mai departe, adică, cred că fiecare lucru care se întâmplă în viața asta are un scop foarte bine definit, dat de undeva de sus. Că îi zicem destin, că îi zicem Dumnezeu, ziceți cum vreți voi.